Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem pe data de 15 februarie. Pe data de 15 februarie și iată, mi-a sosit coletul cu ce am comandat. Știu că nu prea se pune accent în mare parte pe apicultorii ăștia profesioniști nu pun accentul pe protecția omului, protecția muncii, mai bine zis, din potrivă promovează să nu te protejezi. Eu nu sunt de acord cu așa ceva și iată, am luat acest costum, l-am luat de pe viitor Sănătos, acolo am eu cont și a sosit acest costum foarte fain. E aerisit tot, deci se poate lucra foarte bine și. Înainte aveam doar haina, acum am și cu pantalon, deci un costum complet pentru a putea lucra cu albinele. Și următorul lucru, am luat niște mănuși. Avem aici aceste mănuși cu aerisire. Deci avem o pereche din asta, dar avem și o pereche din asta mai ieftină. El e cauciuc, dar în interior e ușor îmblănită mânușa în interior. Are un fel de blăniță în interior. Foarte, foarte plăcut la mână. Am luat două perechi. Astea le voi folosi când, acum, în primăvară, când mai pun o tortă sau știu eu pentru ce. Acum, prețurile, ce să vă zic, am dat pe tot, cu transport, cu tot. Am mai luat ceva și vreo 320 de lei costă și costumul. Am mai luat ceva, o să vă arăt altă dată. Fac un film mai diferit, dar. Eu cam asta e pentru a ne proteja când lucrăm cu albinele, foarte fain Și aici, la fața această plasă, e parcă mai rezistentă față de ce am eu. Se tăia ușor. Plasa acum sper să nu se taiștea. Dacă se taie văd că se poate schimba destul de ușor. Nu se prea putea băga bine la mașina de spălat cu un în înălbitor, fiindcă până la urmă începe și se taie plasa. Deci plasa era o problemă. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!